Lewis Carroll, Alice în Țara Minunilor. Capitolul 10. Cadrilul racilor. Imitația de broască țestoasă suspină din adâncul inimii și duse o labă la ochi. Privi la Alice și încercă să vorbească, dar suspinele îi înăbușiră câteva clipe glasul. Parcă ar avea un os în gât, spuse zgripțorul și începu să o scuture și să-i care la pumni în spate. În sfârșit, imitația de broască testoasă își recăpătă glasul și cu fața scăldată în lacrimi începu. Se prea poate ca tu să nu fi trăit mult în mare. Nu, n-am trăit deloc acolo, își spuse Alice, și poate că nici n-ai făcut vreodată cunoștință cu un rac de mare. Alice vrut să spună, am gustat odată, dar se opri la vreme și răspunse, nu, niciodată. Și deci nu poți ști ce lucru măreț este cadrilul racilor. Nici nu știu, spuse Alice. Ce fel de dans este acesta? Ei, mai întâi se aliniază cu toții într-un șir de-a lungul malului mării, spuse zgripțorul. Ba, pe două șiruri, strigă imitația de broască țestoasă. Foce, broaște țestoase și altele. Apoi, după ce au dat la o parte din calea lor meduza, asta le ia câteva vreme, întrerupse zgripțorul. Fac doi pași înainte. Fiecare cu câte un rac drept partener, strigă zgripțorul. Firește, spuse imitația de broască țestoasă, fac doi pași înainte, apoi la loc, lângă partener. Schimbă racii și vin la loc în aceeași ordine, strigă zgripțorul. Apoi aruncă, reluă imitația de broască țestoasă, știi? Racii, strigă zgripțorul, făcând un salt în aer, cât pot de departe în mare. Continuă imitația de broască țestoasă. Înoată după ei, strigă zgripțorul. Fac un salt în aer, strigă imitația de broască țestoasă, dându-se peste cap. Schimbă din nou racii, urlă zgripțorul. Iarăși la mal. E, și asta e prima figură din dans, spuse deodată imitația de broască țestoasă, coborând glasul. Cele două făpturi care săriseră și țipaseră ca nebune, în toată vremea aceasta, se așezară din nou pe jos, liniștite și triste, privind lung la Alice. Frumos dans, spuse Alice încurcată. Ai vrea să vezi puțin cum se joacă? Întrebă imitația de broască țestoasă. Grozav aș vrea, spuse Alice. Haideți să încercăm prima figură, spuse imitația de broască țestoasă. Putem dansa și fără raci. Care din noi cântă? Se adresă ea zgripțorului. Cântă tu, răspunse acesta, că eu am uitat cuvintele. Cei doi începură să danseze foarte serios în jurul Alicei, călcând-o pe picioare de câte ori treceau prea aproape de ea și dând din labele de dinainte ca să bată măsura. Imitația de broască țestoasă cânta foarte rar și cu glas foarte trist. Melcule, hai, dă-i bătaie, vine în spate un porc de mare, zise Pietroșel în grabă și mă calcă pe picioare. Uite cum aleargă racii și țestoasa ca la foc. Toți ne așteaptă sus pe plajă. Haide, vii cu noi la joc? Vii, nu vii tu, vii, nu vii tu, vii cu noi la joc? Vii, nu vii tu, vii, nu vii tu, vii cu noi la joc? N-ai habar tu ce mai joacă, zău, îți spun că seamănare. Când ne-or prinde și cu racii ne-or zvârli pe toți în mare. Mulțumesc, e prea departe, nu-i de mine așa joc, Pietroșelului îi spuse Melcul și stătu pe loc. Stă, nu stă el, stă, nu stă el și stătu pe loc. Stă, nu stă el, stă, nu stă el și stătu pe loc. Zice amicului Solzos, și ce dacă e departe, dincolo mai e un mal și doar marea ne desparte. De treci apa, dai de Franța, știi? Și acolo e un loc unde să jucăm. Ascultă, haide dar, cu noi la joc. Vii, nu vii tu? Vii, nu vii tu? Vii cu noi la joc? Vii, nu vii tu? Vii, nu vii tu? Vii cu noi la joc? Frumos dans, mulțumesc, spuse Alice bucuroasă că se sfârșise. Mi-a plăcut foarte mult cântecul acela despre Pietroșel. E, cât despre Pietroșel, spuse imitația de broască țestoasă, ăștia, ai văzut Pietroșei, nu-i așa? Da, răspunse Alice, am văzut adesea la cii
Era cât pe ce să spună la cină, dar se opri la vreme. Nu știu unde se află Ci, răspunse imitația de broască țestoasă, dar dacă i-ai văzut adesea, trebuie să știi cum arată. Cred, răspunse Alice pe gânduri, țin coada în gură și sunt presărați cu pesmet. În ce privește pesmetul, te înșeli, spuse imitația de broască țestoasă, căci pesmetul s-ar spăla în apă. Dar coada ei o țin într-adevăr în gură, pentru motivul că... Aci imitația de broască țestoasă căscă gura și închise ochii. Spune-i tu care e motivul, se adresă ea apoi zgripțorului. Motivul e că vor să iasă la joc cu racii, deci sunt aruncați în mare. Deci trebuie să cadă departe, deci își țin coada în gură, deci nu mai pot scoate. Asta e tot. Mulțumesc, spuse Alice, interesantă explicație. N-am știut niciodată atâtea lucruri despre pietroșel. Pot să-ți mai spun și altele dacă vrei, spuse scriptorul. Știi de ce se numește pietroșel? La asta nu m-am gândit niciodată, răspunse Alice. Pentru că freci ghetele și pantofii cu el, declară zgripțorul foarte solemn. Alice se miră grozav. Freci ghetele și pantofii cu el? Întrebă fetița. Ce? Tu nu-ți freci pantofii cu o piatră? Întrebă zgripțorul. Atunci cu cine faci să lucească așa? Alice își privi pantofii și stătu puțin pe gânduri înainte de a răspunde. Cred că-i fac cu cremă de ghete, spuse ea. În mare pantofii se lustruiesc cu piatră de var. Eh, acum știi? Și din ce sunt făcuți? Întrebă Alice foarte curioasă. Din piele de crocodil, firește, răspunse scriptorul cam enervat. Orice chitic știe atâta lucru. Să fi fost în locul pietroșelului, spuse Alice cu gândul la cuvintele cântecului, aș fi spus porcului de mare, fugi de aici, că n-avem nevoie de tine. Ba sunt nevoit să-l ia cu ei, răspunse imitația de broască țestoasă, niciun pește cu cap n-ar porni la drum fără să aibă cu el un porc de mare. Și de ce nu? Întrebă Alice mirată. Vezi bine că nu, răspunse imitația de broască țestoasă, dacă ar veni la mine un pește și mi-ar spune că pleacă într-o călătorie fără să ia cu el un porc de mare, l-aș întreba cu ce o să se hrănească pe drum. Ah, te gândești la provizii, spuse Alice. Ți-am spus ce gândesc, răspunse imitația de broască țestoasă cam înțepată, iar scriptorul adăugă, haide să auzim acum și pățaniile tale. Aș putea să vă povestesc pățaniile mele cu începere de azi dimineață, începu Alice. N-are niciun rost să încep de ieri, pentru că atunci eram cu totul alta. Lămurește-te, spuse imitația de broască țestoasă. Ba nu, mai întâi pățanile, spuse zgripțorul cu nerăbdare. Explicațiile iau prea multă vreme. Alice începu deci să le spună pățanile ei din clipa când îl văzuse pentru prima oară pe iepurele alb. Mai întâi fu cam sfioasă, căci cele două făpturi se așezaseră foarte aproape de ea și căscau larg ochii și gura. Curând însă fetița prinse curaj. Ascultătorii stătură cu minți până în clipa când le povesti cum îi spusese omizii, ești bătrân, măi, tată, Will, și cum îi se încurcaseră cuvintele. În acest moment, imitația de broască țestoasă răsuflă din adâncul pieptului și spuse, foarte ciudat. Cât se poate de ciudat, întări scriptorul. Toate au ieșit anapoda, repetă imitația de broască țestoasă dusă pe gânduri. Aș vrea să aud și eu, recitând ceva. Spune-i să înceapă, se adresă ea scriptorului. Ca și cum și-ar fi închipuit că el are mai multă trecere la Alice. Scoală-te în picioare și recită, este glasul melcului, îi spuse zgripțorul. Ia uită-te cum îmi poruncesc să spun lecțiile, gândi Alice, dacă e așa, mai bine aș merge la școală. Totuși se ridică și începu să recite, dar capul lui era atât de împuiat de cadrilul racilor, încât aproape nu mai știa ce spune și cuvintele ieșiră anapoda din gură. Racul se plângea într-una, vai, m-au rumenit prea tare, las că știu eu ce să fac, am să mă albesc cu sare. Își dă ochii peste cap și cu nasul potrivește ca o rață cingătoarea, clești în sus și răsucește. Când nisipul s-a uscat ca un cintezoi în leasă, zburdă răcușorul nostru, de rechin lui nici că-i pasă.
dar când fluxul se abate și rechinii vin cu Mia, parcă îi tremură glăsciorul și îl mai lasă voinicia. E altfel decât obișnuiam să spun eu când eram copil, spuse scripțorul. Eu n-am auzit-o niciodată până acum, spuse imitația de broască țestoasă, dar se pare că n-are nicio noimă. Alice nu scoase o vorbă și îngropase fața în mâini și se întreba dacă se va mai întâmpla vreodată ceva ca lumea. Aș dori să mi se explice, spuse imitația de broască țestoasă. Nu-i stare să te lămurească, se grăbi să răspundă zgripțorul. Haide, spune mai departe celălalt vers. Dar ce s-a întâmplat cu cleștii? Întrebă imitația de broască țestoasă. Cum de-a putut să-și răsucească cu vârful nasului? Asta este prima figură din dans, spuse Alice, dar se simțea atât de uluită încât ar fi dorit să schimbe vorba. Haide, dă-i înainte cu versul următor, repetă scrițorul. Începe cu am trecut pe lângă livada lui. Alice nu puteză să se opună, deși simțea foarte bine că versurile îi vor ieși greșite din gură și spuse tremurând. Stă în livadă o panteră și o plăcintă împărțea cu o buhă, iar buha cu tipsia s-alegea. Când fu prânzul gata, fiara, lingura i-a dăruit-o, dar abia coboară buha că pantera și înghițit-o. La ce bun să repeți toate astea? O întrerupse imitația de broască țestoasă dacă nu explici pe măsură ce mergi mai departe. E o bazaconie cum n-am mai auzit de când sunt. Da, și eu cred că ar fi mai bine să te lași pe gubașă, spuse zgripțorul și Alice fu foarte bucuroasă să-i dea ascultare. Vrei să încercăm încă o figură din cadrilul racilor? Întrebă mai departe zgripțorul. Sau poate că preferi să-ți mai cânte ceva imitația de broască țestoasă? Da, da, prefer un cântec dacă binevoiește imitația de broască țestoasă, răspunse Alice cu atâta grabă, încât scripțorul spuse jignit. Da, gusturile nu se discută. Cântă-i ciorba de broască țestoasă, draga mea. Imitația de broască țestoasă suspina adânc și începu să cânte precum urmează, cu glasul înăbușit de hohote de plâns. Tii, ce ciorbă și ce grasă ne-a adus mama pe masă! Cine să mai scoată o vorbă? Ce mai ciorbă, ce mai ciorbă, pentru cina ce mai ciorbă? Tii, ce ciorbă, tii, ce ciorbă, pentru cină ce mai ciorbă? Tii, ce ciorbă, cui să-i pese de alte feluri mai alese? Cine nu și-ar da și viața din ciorbă să mai ia? Ța din ciorbă să mai ia. Tii, ce ciorbă, tii, ce ciorbă, pentru cină ce mai ciorbă? Tii, ce ciorbă pentru cină? Refrenul, strigă zgripțorul. Dar chiar în clipa când imitația de broască se pregătea să repete refrenul, se auzi din depărtare un glas care striga, începe judecata. Haide, strigă zgripțorul și apucând-o de mână pe Alice, o luă la goană fără să mai aștepte sfârșitul cântecului. Ce proces este acesta? Întrebă Alice, abia trăgându-și sufletul. Haide, strigă zgripțorul și apucând-o de mână pe Alice, o luă la goană fără să mai aștepte sfârșitul cântecului. Dar zgripțorul nu-i răspunse decât, haide, și fugi mai repede, în timp ce briza care bătea din spatele lor aducea din ce în ce mai slab cuvintele pline de tristețe. Tii, ce ciorbă pentru cină, tii, ce ciorbă și ce grasă ne-a adus mama pe masă.